Îndrăgitul actor și cântăreț Ioan Ghiuri Pascu a încetat din viață în această dimineață la vârsta de 55 de ani în urma unui infarct. Artistul suferea de diabet, iar în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, acesta nu a mai fost readus la viață. Moartea neașteptată a lui Ioan Ghiuri Pascu i-a îndurerat profund pe colegii săi de scenă. Monica Anghel, colegă și prietenă cu acesta de aproape 30 de ani, și-a exprimat regretul față de pierderea unui om cu totul și cu totul special, care avea o capacitate extraordinară de a oferi dragoste necondiționat. Eu l-am cunoscut pe Ioan Ghiuri Pascu în urmă cu aproape 30 de ani. Ne-a legat o prietenie foarte frumoasă, o colaborare îndelungată și am petrecut foarte mult timp împreună și timp de calitate, pentru că Ghiuri era un om și cu totul, era un om cu totul și cu totul special, era un suflet aparte, era un om profund, avea o latură spirituală extraordinar de frumos dezvoltată, dar totodată era și un om foarte sensibil, care avea nevoie de foarte multă dragoste și acest sentiment frumos de dragoste și azi știa să-l ofere necondiționat oamenilor din jurul lui. Cu o carieră de peste 30 de ani în lumea divertismentului, Ioan Ghiuri Pascu a fost unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Pe lângă activitatea de la Divertis, unde a abordat în special satiră politică, a mai jucat în filme de lungmetraj precum O vară de neuitat în regia lui Lucian Pintilie și în Occident, regizor Cristian Mungiu. Ghiuri a mai jucat în mai multe piese de teatru, precum Stache Ianche și Cadâr, asigurând și coloana sonoră pentru unele dintre ele. De astăzi, fără el, scena este mai goală. Este într-adevăr o pierdere mare, pentru că Ghiuri era un om talentat pe mai multe planuri. Ghiuri era un actor extraordinar, un cântăreț foarte bun, el scria poezii, a scris și niște cărți, era un om foarte deștept, era un om care la rândul lui citea extraordinar de mult. Este o pierdere. Artistul era și un apropiat al Buzăului, oraș în care a făcut armata în anii 80, perioadă de care vorbea cu drag de fiecare dată. Ioan Ghiuri Pascu povestea că la Buzău a cunoscut muzicieni foarte buni, printre ei numărându-se George Nicolescu, Laurențiu Cazan, Costel Petrescu, Jean Petrescu și Costel Giambașu. Pentru succes, pentru succes.